Peste 60 de reprezentanți ai agențiilor de turism sau de publicitate participă la acest final de săptămână la dezbateri privind strategiile de promovare a ofertelor turistice din România, Republica Moldova și Bulgaria. Promovarea trebuie reținută, omul trebuie să-și aducă aminte, trebuie puse elemente care să-l ducă cu gândul la pachetul nostru turistic în momentul în care vrea să plece într-o călătorie. Este vorba despre un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Bazinul Mării Negre, demarat în urmă cu un an de primăria orașului Eforie, în colaborare cu primăria localității Satul Negre din Republica Moldova și Institutul European pentru Turism Eureka. Acest proiect presupune o înfrățire a celor trei zone implicate în proiect, respectiv Eforie, Hâncești din Republica Moldova și Balcic din Bulgaria, care urmărește o strategie comună de dezvoltare a turismului. Rolul acestui proiect a fost de transfer a informațiilor din segmentul turistic, din experiența bulgarilor, moldovenilor și implicit al nostru, de informații de creșterea calității și, ca rezultat, prin intrarea pe piața unei oferte turistice printr-un pachet turistic.